ascultați-mă, vă anulează trenul și asta, dacă nu plecăm acum. Nu, plecăm, nu rezultat. Ascultați-mă, dacă nu plecăm, anulează trenul ăsta. N-am ce să vă fac eu, eu n-am ce să fac. Ce să fac eu? Mie așa mi-au spus, dacă nu pot să plec, se anulează trenul, nu mai pleacă astăzi. Ce facem? Unul dimineața și unul seara. Sunt oameni care fac gărzi de la spital, sunt care fac naveta, la ture, de noapte, ture. Ce vin oamenii? Când era trenul ăsta, la prima oră, bagă domnule, la prima oră cursă, să ne încadrăm că lucrăm la spitalul județean, majoritatea, la spitale lucrăm. La ora 6 începe lucru. Ai băgat metropolitanul ăla, cum se spune, îmi cer scuze, ai băgat târziu, da? La 6-5 jumate pleacă de la gelul plin deja de la Varea și Totina. Păi noi, dacă nu sunt locuri, nu ne mai ia. Mai auză, mai astăzi și mâine vor circula trenurile. De luni, noi nu o să mai avem locuri. Nu o să mai avem locuri. Nu o să mai avem locuri. Am vorbit cu primarul, i-am trimis petiția să ne face autobuzul mai mare. Nu recunoaște. Am luat petiția și-a aruncat-o. Ăla primarul nostru. Nu recunoaște niciun acord semnat ceva contracte. Că noi dacă ne-am pune în fața trenului să nu mai plece, păi de moment, păi doar de moment. Dacă ne dea să ne anulează trenul sau de mâine, nu mai avem cu ce circula. Suntem acasă, omorâți. Suntem bătrâni, trebuie să venim la control, la spital, la toate. Nu avem cu ce veni. Noi nu avem mașini la dispoziție. Da, sunt oameni care probabil vor să ajungă acasă. Nu o să mai ajungem acasă, nu sunt, sunt toți oamenii. Eu vă înțeleg nemulțumirile. Sunt nemulțumirile normale. Dar problemele astea se rezolvă acolo, la birou, nu aici. Erau 2 trenuri erau pe zi. Nu, deci erau 5 trenuri. Așa, 3 în coace, 3 în col. Perfect. Am înștiințat și prefectura, am făcut adresă, am luat legătura cu dumnealor, am făcut înscris și au rămas deocamdată să găsim o soluție. Dar problema acum, momentan, nu avem mecanici. Care nu sunt mecanici, ca într-o fabrică. Nu ai muncitori, în ce să restrângi activitatea.